Dacă probele orale ale examenului de bacalaureat nu au fost supravegheate video, nu putem spune același lucru despre cele scrise. Cei 6352 de elevi care s-au înscris pentru a susține examenul maturității vor fi monitorizați secundă cu secundă de cele 443 de camere video montate în toate sălile de clasă ale celor 23 de licee unde se va desfășura examenul de bacalaureat din această sesiune. Ca o noutate, în acest an vor fi instalate camere de supraveghere și în sălile în care se corectează lucrările de bac. La bacalaureatul din acest an s-au înscris 6352 de elevi argeșeni, dintre care 1603 sunt din seria anterioare, iar 4749 sunt din seria curentă. Cei care vor fi prinși că trișează nu vor mai putea susține examenul în sesiunea din toamnă, ci abia anul următor. Elevii care au picat de două ori bacalaureatul la a treia încercare vor fi nevoiți să achite o taxă de reexaminare de 39 de lei pentru fiecare probă în parte.